не поним, где бентоякция, что мы видим ладу мастера, да, коря? Ну, cred că deja nu-i de ce de eu, aveți acces dumneavoastră sau nu. Ok, pentru început vreau să vă declar că, cum am declarat ieri, astăzi, împreună cu colegii, voi depune un set de acte la CEC, o sesizare ce aici ține de anularea înregistrării candidatului Igor Dodon la funcție de președinte Republicii Moldova. Sunt temei clare că a fost violată legislația Republicii Moldova. Începând cu anul 2014, noi am fost atacați de mai multe ori cei ce ține de unele presupuse legalități. Noi, în comparație cu alții, nu am încălcat niciodată legea, am avut tot timpul acte perfecte. Este și decizia CEDO care confirmă că am fost scoși ilegal din alegeri în 2014 și acum când am urmărit pe parcursul campaniei electorale că sunt unele încălcări, ieri noi am devenit cu dumneavoastră martori care devin tot mai grave și mai grave. Plahotniuc, știți cum de un an jumate nu mai este în Republica Moldova, dar toate fără delegerile, toată violarea justiției au rămas ca moștenire și astăzi este utilizată de un singur cetățean cu numele Igor Dodon. Aveți încredere în instituția dată, în afacere dreptate? Noi astăzi vom deveni martori cu dumneavoastră ca să putem avea încredere sau să nu putem avea încredere, da? Deoarece au fost mai multe declarații cei ține de activitatea CEC-ului, am auzit și mai multe replici din partea unor politicieni care au delegat persoane la CEC. Noi până acum, la moment, nu am avut nici o situație conflict ce ține de CEC-ul, dar asta nu înseamnă că este permis pentru alții să încalce legea, să declare ziare la prețul de 15 bani, după cum ieri am calculat cu colegii, să-și bată joc în mod brutal și să declare Igor Dodon la CEC ca candidat la funcția de președinte, că el împreună cu toate persoanele din credere, cu sute, cu mii de voluntari și observatori care au lucrat la nivel de țară, consumau zilnic 420 de lei pentru combustibil. Deci cum poți cu 21 de euro pe zi să întreții o echipă întreagă, începând cu staful din Chișinău, că noi am făcut un calcul și am prezentat o explicație foarte clară că chiar Igor Dodon personal cu unica mașină lui declarată, merge vorba de o Škoda, care dumnealui spune că a fost închiriată, a consumat mai mult combustibil pe timp de campanie electorală decât a declarat dumnealui. Că când declară 13.000 de lei Dodon pentru o lună de campanie, deja mai mult de o lună, candidatul partidului PAS declară 200.000 de lei, noi declarăm 600.000 de lei. Tudor Diliu, pe care nici nu prea l-ați văzut prin sate și în orașă, a declarat 20.000 de lei pentru benzină și Dodon a declarat 13. Deci este o bătaie de joc. Apropo de aceasta, staful electoral a emis astăzi o reacție prin care spune că acestea sunt falsuri și o să pregătească o cerere de a vă da în judecată. Deci noi am venit cu o solicitare și cu o sesizare și cu informația care inclusiv au prezentat-o dumnealor la CEC. Deci ei niciodată nu au recunoscut. Dodon este un tip de om care l-ați văzut cu culoc și spune că nu. Dodon este un nu doar simbolul corupției, dar este și simbolul minciunii în Republica Moldova. Mai bine întrebați-i pe ei, dar iată, ieri am fost la un post de televiziune unde am declarat, spre exemplu, de bani folosesc de peste hotare. Păi despre asta și ziceam. Dați să vă spun. Unul din planul elaborat de acest staff al lui Dodon, vorbesc de stafful în care muncesc peste 30 de persoane din Federația Rusă, pregătesc o provocare
un fel de Maidan moldovnesc, ați văzut că am declarat cifrele care vor fi cheltuite și întrebați-i pe ei acum, după ce finisăm, dacă, adică o întrebare pentru toată mass media. Puteți să verificați că la indicația lui Dodon, pe data de 8 noiembrie, unele organizații de tineret controlate de el au depus cerere la primărie pentru proteste de pe data de 8 până pe data de 30 noiembrie. Cei ce ține de trotuarele lângă președinție, cei ce ține de scoarul de lângă teatru, operă și balet. Adică... Ce ar însemna asta? Asta ar însemna că Dodon, ok, el nu aștepta că o să se trezească cu mine cu toată informația care am prezentat-o, dar Dodon oricum se pregătește de proteste. Deci Dodon era clar că el pierde alegerile cu omul care, cum spunea el, că ba spunea că câștigă din primul tur, acum spunea că a să fie o victorie furtunoasă în turul 2, omul care tinde spre victorie nu-și rezervă scoarul pentru proteste lângă președinței, tot contra lui sau cum, adică este ridicol. Da, vedem că aveți mai multe CD-uri, da, toată informația care ține de ilegalitățile care le-a comis candidatul Dodon, urmează să le prezentăm la CEC. CEC urmează să ia o decizie. În cazul nostru, în 2014, ședința CEC-ului, vreau să vă aduc aminte, a durat vreo 3-4 minute. Pe noi ne-au format cu 15 minute înainte de ședință. Imediat au transmis-o la Curtea de Apel. Deci este o procedură clară, stabilită prin lege, că dacă deja CEC-ul trebuie să se expui și dacă ei transmit, dacă ei vor vota pentru a ține cont de aceste materiale, că țin cont de aceste materiale și le transmit la Curtea de Apel, atunci avem etapa numărul 2, cea mai interesantă. Că la CEC, dacă să-i spunem că sunt mai multe persoane, dar după asta noi trebuia să mergem la tovarășul Climă, despre care am vorbit încă în luna ianuarie, că Dodonul pregătește președintele Curtea de Apel Chișinău și el până la urmă și-o devenit. Astăzi și cetățenii din Republica Moldova, cei care se află în țară, cei care se află în diasporă, vor fi marturi la un proces prin care se va demonstra există democrație în Republica Moldova, există respectul față de lege, sau există doar la nivel de declarații și pe hârtie, așa cum au fost toți anii ăștia. În legătură cu cele milioane despre care ați vorbit, că utilizate timp de 5 luni de exercițiu, da, veți merge și la procuratură? Noi deja am prezentat o cerere la procuratură. Cei ce ține de milioane, mai urmează să studiem materiale care sunt, că sunt așa cam nu prea aranjate. Noi cu colegii care vedeți alături de mine, am stat la birou până la orele 4 dimineața, am pregătit toate materialele astăzi pentru CEC. Urmează să mai aflu niște informații cei ce ține de... Vedeți că avem o problemă, deci sursa care a prezentat aceste acte este una din foarte puține persoane din Federația Rusă care are acces la această informație. Deja în Moscova este un scandal foarte mare, a explodat situația. Când merge vorba mai puțin de 10 persoane care au avut acces, care s-au ocupat de aceste verificări. Că eu, spre exemplu, noapte pot vă spun că am stabilit una. Eu nu știu ce declară staful lui Dodon, dar eu cu certitudine vă declar că sunt atâtea cheltuieri înflate. Da? Declară că sunt minciuni. Ascultați, Dodon toată viața lui a fost un mincinos și nu-i foarte rău în pare. Poate și este lume bună în staful lui Dodon, mă refer la cei care scriu reacții pentru mass media și alte persoane, dar șeful este Dodon și ei declară cei ce le spune Dodon, înțelegeți? Dodon chiar să fie prins cu sacul de bani în mână, el a spus, nu, câtă viață au vândut nuși, ori curcani și acum era, și acum doar i-a vândut și a primit acești bani. De asta reacția lui Dodon, ea niciodată nu a fost alta. El tot timpul, încălcând legea, făcând orice mișcare ilegală, el tot timpul i-a acuzat. Puteți că toți mint. Pentru Dodon, tot timpul a mințit și mass media,
care este puțină, dar ea este independentă, Republica Moldova, care era implicată într-o investigație sau alta. Dodontă timp spune câți minciuni, provocări și tot așa. Da, dar totuși ei zic că o să vă atace în judecată, în cazul ăsta o să mergeți, o să vă apărați, o să demonstrați. Deci Dodon m-a atacat pe mine pe parcurs, doar pe parcursul acestui an, în judecată cred că de vreo 10 ori. Avem 5 dosare în procedură. 5 dosare în procedură cu Dodon. Și Dodon încă mai scapă uneori, deoarece judecătorii care erau în buznarul lui Plahotniuc, acum sunt în buznarul lui Dodon. Dar asta nu înseamnă că o să meargă veșnic. Poate să meargă în judecată, mergem și noi. Deci, uitați, eu astăzi am venit cu informații care eu consider împreună cu colegii că sunt probe că Dodon a cheltuit în campania electorală mult, în câteva ori mai mulți bani doar pentru tipărirea ziarelor și combustibilului, decât el a declarat pentru toate cheltuielile în campania electorală. Noi astăzi trebuie să terminăm cu rapoarte la cec genul, când toată țara și toți cetățenii cunosc un billboard costă în jur de 200 de euro în teritoriu și peste 300 de euro în Chișinău, dar sunt billboard din Chișinău care costă și 2000 de euro pe lună un billboard. Și dacă vă uitați la alegerile lui Dodon, acum eu apropo n-am reușit să le găsesc, că erau locale anul trecut, erau parlamentare, pentru socialiști și partidul lui Plahotniuc, tot timpul era un raport 5 euro pe lună, 10 euro. Deci, 54 de lei. Îmi băl 54 de lei pe lună arenda la Bilba. Asta când? Asta în locale. Deci această practică trebuie să fie dată. Și astăzi eu vreau un lucru. Că-i Dodon, că sunt alți Dodoni care au rămas ca moștenire din partea lui Plahotniuc, trebuie să fie, ei toți trebuie să aibă frică de lege. Ei dacă nu respectă legea binevolă, atunci noi cu toți cetățenii din țară care într-adevăr vor o schimbare, împreună cu toți cei care m-au susținut în turul întâi, oamenii m-au votat că vor o schimbare și nu doar o imitare a luptei cu Dodon și regimul său corupt. Ok. Дякую, Сезарь.
față cu anexele menționate în ultima pagină. Deci toate separat, astăzi al doilea exemplar. Da, asta e al doilea exemplar, dar doar să... Можно газету вчерашнюю? Да, пожалуйста. Да, я покажу еще раз всем, чтобы... Это вчерашняя, да? Дечь. Карсуфии, Клар, Латоча, Татьяне, Кум, Будон, Аминцет, Чеку, Хельч, Цениде, Чепару, Зярилу, кандидатов Будон, Шинкомпания преэлекторала, Шинкомпания электорала, знаете, Дитор, Антеша, Хуман, Турудой, здесь скандал, Карьер, Пиной, Шиня, Грабит, Савиним, Кочаста, Сиси, Зарила, Чеку. Дечь. Сизатен. Хрила Дудон, президент Пузяру, Динтурун Тей, да? Пуну Диньеле, поведец. Есть Искреска, Пираж, Шази Штинь Демиди экземпляри, и Дирти Пар Групп, Дежа Карел Кунашта Саранка. Поддержите ровно, что. Кумой Тацо Зяру Лушор. Так, тот типарит ин Едит. Тот, ну, тот типарит Ла Универсу. Ну. Шор лайдит, шевидец к формату мы пориспунди. Или маймик до подформа. Еще тацу. Че че спунем ель к... Доберите. Дайте мне паузу. Вот надо шор. Значит, дайте шор, а. И вот. Касан залезет. Ну, эти парим взяли, где маймол сань, видец. К есть его дифференция, где марими. Здесь, а часто марими. Капель, ну, я скрыса круша, это шун. Универсул de 62 cm pe 42 cm,
Dar edit grup sau cum se numește, da. 57 pe paș 1. Așa. Stai și de-aia, sunt așa străină. Tatăl ziarul nostru din turnul 3, părit la Universul, dar unde e scris foarte clar. Electorală, оплачена из избирательного фонда кандидата 13-го, типография Universal, пятый скрит. И так, как я явут тенденция к предыдущей, есть пункт, если типа резкла отчасти иди типар групп, уйтатство кум коинтит зярили. Безяру зяру мел день компании электорала, ши зяру лудудон сын, идентичи. Ши кын есть пункт, тот лае фос легал, ел минте шакума. Фикс аша, да кадудон декларе к ел мент. Дați-i, vă rog, o întrebare. Cum dumnealui cu 21 de euro pe zi a făcut 10.000 de kilometri împreună cu toată echipa sa, cu persoane de încredere, voluntari, observatori, când astăzi este, deci această cifră este un absurd. Cu 21 de euro poți face campania pe toată țara. Nu vorbim doar de deplasările lui Dodon. Și lui după asta nu e rușine. Este important, da, că de вчерашний, să rămân și scăr. Dar ce vă auziți? Când se va examina? A? Când se va examina? Deci noi am lăsat telefoanele de contact, am rugat ca să fim contactați, dar să nu fim contactați cu 5 minute înainte de a începe ședința, deoarece eu personal împreună cu colegii, cu avocații, doresc să particip la acest proces, să fie un proces transparent. Sper să nu fie așa cum a fost în 2014, când domnul Cecan a refuzat atunci să dea declarații și pentru mass media, nici nu a dorit, nici nu să ne explice pentru ce ne scoate din alegeri repede, pa, și au făcut-o. Trebuie să fie un proces transparent, ca toată mass media bună, independentă din Republica Moldova, să poată transmită această ședință, că noi în țară avem mai mulți juriști, mai mulți experți, care pot să expui, mă refer la juriști, experți independenți, și deja ei se vor expune. Important ca să vadă toată țara ce se va întâmpla la această ședință, că să nu fie spus că nu știut, nu văzut sau nu știu ce. Este o încălcare gravă. Dodon, doar pentru ziare în campania electorală, a cheltuit mai mult decât a declarat el pentru toată campania, inclusiv și publicitatea pe internet, care tot am descris-o, că sunt foarte multe semne întrebări. Astăzi nu trebuiam să ajung eu la CEC. Până la moment trebuia să se expui poliția, să vie cu un protocol, spre exemplu, cazul care a avut loc ieri la tipografia Universul, ei deja trebuia să vie cu un proces verbal și ei să ceară, nu usată să ceară, dar să ceară ei, că este lucrul lor. Când au văzut că Dodon folosește împreună cu echipa sute de automobile și nu le declară, ei trebuiau să contate și să meargă. Dar ei cu ce s-o ocupă? Cu filajul usate, lui și alți policieni de opoziție. Iată tot ce a făcut poliția până acum. Și cu ce reacție putem să așteptăm noi de la domnul polisoț, tot el e Pașa Voicu, care reacție noi putem să așteptăm când el acum este implicat și pregătește, se ocupă de mobilizarea cetățenilor pentru mitingurile care vor avea loc vineri și inclusiv pentru cea mai mare măsură importantă care este descrisă și în planul lor de cheltuieli, să aducă cetățenii noaptea de duminică spre luni la Chișinău. Înțelegeți? Și de asta Voicu, când este unul din conducătorul, el și așa nu înțeleg că n-are timp să mai facă ceva la mai, că construiește lângă legi să nu pără 5 acasă, știți cum și omul e ocupat, de într-un an construiește 4 ori 5 acasă, trebuie să fie om tare ocupat. Da, cum anume pregătește? Deci, au avut loc mai multe ședințe cu conducătorii comisariatelor raionale, alaltă la nord, ieri în centru. Astăzi dimineața trebuia să meargă la sud, dar încă n-am un feedback, poate după declarațiile mele de ieri s-a răzgândit. Dar ideea era că la nord au fost date indicații să fie pregătite 40.000 de oameni pentru a fi aduși la Chișinău, deci fie gata pentru duminică seara, și vor primi un semnal adăugător să vie noaptea de duminică spre luni sau să vie luni dimineața. În paralel, vă rog să contactați primărie, să vă interesați care organizații de tineret, chipurile independente, ca să vedeți după denumiri și să înțelegeți. Și au depus
la primărie cerere că vor să organizează proteste cu număr numai 35.000 de persoane și au rezervat, v-am spus, trotuarele de lângă președinții și scoarul Teatru Operei Maribeș. De asta vom vedea cum va fi important astăzi să vedem. Avem democrație sau nu? Se pronunță cecul, dacă va fi o decizie legală, deci ei trebuie să ceară curtea de apel Chișinău, de anula înregistrarea, că iată eu până în ziua de ieri greșeam când spuneam că candidatul poate fi exclus, nu, în lege este scris clar că cecul poate să ceară curtea de apel anularea înregistrării candidatului. Și după asta vedem. Important ca să fim gata de a răspunde la orice provocări, că ei, toată campania lor murdară a fost și în turul 1 și, și acum în turul 2, ei cred doar în fake news, în bani, în falsificări, în oamenii care cu părere de rău, avem foarte multă lume săracă în Republica Moldova și din cauza unor propuneri, sunt gata să încalce și legea. Avem Maiu, care slujește pe Dodon, Centrul Național Anticorupție, care stă în alt buznar la Dodon. Mă refer la conducere, nu vreau, nu pot să supăr ofițerii simpli din Maiu sau din CNA. Eu, ce n-ar fi, cu Dodon i-au rămas în politică zile care putem să le numărăm pe degete, înțelegeți? Eu nu știu ce eu ghișit lui Baba cu două ouă și a cui ouă era, dar eu pot să vă spun că el de-am la noi cam pe ducă. Ca să știți, este o agresiune atât de înaltă, că da, eu primesc mai rapid informații din nordul țării ca din sud, din centru. Dar cu ce agresivitate sunt impuși mai mulți funcționari publici, mobilizează oamenii și pentru mitingul de mâini, unde trebuie mâini să meargă să strigă ura, Dodon. Și ura să-i strigi la Dodon când lui de-am trebuie să-i spui amin și Boguslav în politică, înțelegi? Cu ce răutate ei sperie oamenii și fac aceste liste de persoane care obligatoriu trebuie să meargă și să-i strige ura noaptea de duminică spre luni. Pe mine altceva mă interesează, că pe acum Dodon sigur ne urmărește. Jumătate din consilierii lui Plahotniuc acum au slujesc pe Dodon. El chiar nu a văzut ce a terminat Plahotniuc. Vă aduceți aminte când au ieșit ei, nu-ți aminte ce dată era în luna iunie, când Plahotniuc a ieșit cu toată echipa și îi băteau din palme absolut toți, când au ieșit pe piscină în fața guvernului și spuneau că să dăm jos curcanul și tot așa. Apropo, distrus atunci și tot ce ține de curcan, chiar mai vesel cu dânsul, dar după Plahotniuc știți cum nu prea merge. Și deci Dodon astăzi repetă greșelile lui Plahotniuc. Tot acești consilieri l-au îngropat pe Plahotniuc, o parte din ei anterior l-au îngropat pe Filat și acum eu ceea ce văd eu și greșelile care el le face și cu declarații și fiind sigur că nu poate fi pedepsit de vreo instituție de drept, el comite aceleași greșeli și numai că e o diferență mare. Atunci erau specialiști de al de Andrei Năstase care l-au scăpat pe Plahotniuc. Acum eu îți fac tot posibil, fiind primar de Bălți, nefiind ministrul de interne, Dodon, dacă crede că stai așa liber lângă Ianucovici și a să facă frigărui, noi avem nevoie de Dodon să răspundă în fața legii și să meargă la pușcărie. Și încă o dată fac un apel la Igor Dodon. Pe urmă să n-avem plângeri ca din partea lui Filat. Acum să-și facă el reparații în celulă și să o facă în toate celulele. Că dacă ajunge în scurt timp la pușcărie, să nu avem pe urmă plângeri, că miroasa vopsea, că termopanele nu sunt bune. El mai are încă câteva zile și eu puțin să-și fac o reparație rapidă. Vă mulțumesc, vă doresc la toți o zi bună.